Bună ziua, prieteni, am venit și noi aici facem cu Marița. Strângem aici prieteni, am venit de acolo de la bunicul, am fost și eu acolo cu bunicul. Am venit la târg la ora 4 de dimineață, prieteni, nu prea mers vânzarea cam deloc, nu prea făcurăm nimica. Marița, tu făcuși ceva? Nu pui ceva, ceva de acolo, de mâncare, de pâine, de... Prieteni, dacă nu ați văzut, cred că ați văzut vlogurile lui Marița, le-am urmărit și eu. Papi, vecinul nostru cel bun, a plecat de acasă, dar nu știm unde. Unde a plecat Marița? Ioane, nu mă mai supăra, lasă-mă, că mi se spart paharele ăștia. Unde a plecat? Unde să știu? Dacă știam unde a plecat, să spuneam unde a plecat. Prieteni, chiar nu e nicio caterincă, nicio glumă de unde sau de muzica. Și eu sunt disperată de 3 zile, a 3 azi și nu răspunde nici la copil, la nimeni. Prieteni, chiar nu e nicio caterincă, nicio glumă, chiar face... chiar a dispărut papi pe bune, chiar a plecat, dar chiar nu știm unde. De 2-3 zile chiar îl căutăm și nu știm unde e. Marița a sunat și la vărul lui papi și la, nu știu, la mai mulți. Ea atât a zis la vărul lui că vine să mă scoate afară. Ia uitați, prieteni, nu prea mai e lume la târg, a plecat, a fost de dimineață. Marița, vă duce câtă lume a fost la târg. Da, cu lume, da. Cred că a fost 100-200 de persoane. A fost. Nu mai știu, Ioane, că mi s-a rupt cutia aia. Nu mai am unde să mai pun vasele astea. Mi-au rămas... Luasem o dubă multă cu el atunci. Am luat... Și zice, ce fac cu ele acolo în garaj? Am mai vândut astăzi din ele. Păi și el nu mai vrea să vină cu tine. Unde a plecat? Chiar așa. Ioane, nu știi ce s-a zis cu mine la noi țiganii. Dacă găsesc o româncă, gata, că caz mort pe ea, pe ele, pe româncele. Hai, da, prieteni, vă arăt aici. Lumea strânge lucrurile. A plecat toată lumea. S-a terminat târgul. Gata. Eu mai sunt aici cu Marița, mai stau de vorbă că e supărată, a plecat papi și nu. Nu mai poate de nervi. A făcut vlogurile alea. Noi ne să vedem zilele astea, mă duc acum acasă la Florin, mă așteaptă. Și zilele astea să vedem ce decizie iau. Nu știm, o să vedem, o să... La urma urmă închid casa și plec. Unde? Pleci și tu, aoleu, și tu acum. Păi ce să mai fac? Zi, fac acolo, dacă papi a plecat. Bunicule, plecăm? Mulțumesc, Ioane, că m-ai ajutat. Cu plăcere, Marițu, adică cu ce te-am ajutat? Doar cu privirea, ți-am pus două lucruri. Da, m-ai pus, cât de cât acolo m-ai ajutat. Ăla a fost ajutor. Gata, prieteni, plecăm și noi acasă, că uite, acum a întors bunicul mașina. Ne vedem acasă la judecată. Ne vedem acasă, Marițo, hai, la da, revedere da. Și sper să da. Îl găsim pe papi cât mai repede. Cu Marițo, ai venit singur în piață aici. Da, uite, am venit să mai vând și eu trusurile ăștia, așa cum am zis la prietenii mei. Că vin la piață singură. Îți dau, uite ea. Ia uleu. Așa. Ăia busei. Că și eu venit să fac bani, că n-am bani. Făcuți ceva astăzi, Marița? Făcuți ceva, ceva, ca de pâine, de mâncare, să iau lui Florin. Așa e. Și papi, ce a făcut papi? Ce s-a întâmplat cu papi? Papi nu mai e, nu mai știu nimic de el. Să vedem astăzi, poate ce, să ne răspundă la telefon, să vedem ce... Cum dăm de el, că nu-l găsim. Păi unde e? Păi nu știi, cum nu știi că a plecat de acasă. Păi nu știi. Nu știi că nu mai e acasă și mi-a rămas trusele astea. Parcă, mai da, luat nici trusele, nu le-am mai luat cu el. Și am venit să le vând, să-mi fac bani. Păi ce să fac cu ele acolo în casă? Singură. Păi singur, dacă el a luat banii toți din casă și a plecat. Păi știe, prietenii.
Băi, ce ne face papi? Nu trebuie așa, Iane, să ne strângem cu toții să-i facem judecată? Trebuie, chiar nu? Trebuie. Chiar trebuie să le ducem după modă, să-l aducem. Chiar trebuie, după domnul modă, după domnul președinte. Ia uitați, prieteni, aici Marița, singurică face și ea un ban de pâine. Marița, ai rămas singur aici, te-a lăsat singur, a luat banii și a fugit în lume. Da, cred că își face viața cu cineva acum. Păi cine știe că vine și să-l fac, să-l drăb. Nu vine să mai am cuvinte ce să mai spun. Da. Să-l căutăm, să vedem. Să vă mă duc la vărul lui astăzi, să văd dacă a mai sunat acolo, să văd ce s-a mai întâmplat, ce le-a mai zis, că mi-au zis că să vine acasă să mă scoată afară din casa lui. E frumos, Ioane, ce zice? Nu prea e frumos din partea lui. Uite, tu ai venit aici în piață să faci un ban, să-i ții casa și el zice că... Cum am zis prietenii, că eu cu la gogoș cu el, în târguri cu el, peste tot cu el și el pe la spate mă făcea. Nu e așa? Vai. De cum? Nu-i frumos ce zice. Nu-i frumos. Dar câțiva prieteni că vin singure să văd și eu marfa asta ce mai am. Da? Nu prea am făcut ce și ce bănuți. Nu prea am mers treaba asta, că am slăbut. Nu mai slăbut, că a fost un frig de dimineață, am înghețat tot. Păi și eu am fost aici de la ora 4, Marițo. Dar de-abia am venit cu mașina, că tu ai venit după mine cu bunicul tău. Da. Dar de-abia am venit că era ceață, nu vedeam nimica pe drum. Am zis că cine știe ce se întâmplă cu mine. N-am mai luat nici copilul, l-am lăsat să doarmă. Nu l-am mai luat. Ce faci, Ale? Vă duci ceva? Marițo, nu a mers treaba cam deloc. 160 de lei toți bani. Da, știu, să vedem, Ioane, să vedem ce facem astăzi, mâine, trebuie să vedem să... Sunai să vină și tata, sunai să vină toți acasă, să vedem ce facem cu papii ăsta. Păi cum papi a dispărut? Adică știu că a dispărut, dar credeam că a venit și el înapoi. Păi e cu cineva, dar nu știu cine e. Aia e, spun drept, acum. Nu știu cine e aia. Să vedem cine e. Să vedem ce va ieși până la urmă, prieteni. Cred că trebuie să-i facem judecată țigănească. Nu, trebuie să ia adevărul, să vedem cu cine e. Și dacă acum... Cu cine de-a luat și banii, a luat și de din casă. Și acum îl mai primești în casă? Păi tu n-auzi ce zis, că vine să mă scoate el pe mine afară din casă. Ma. Păi tu n-auzi ce zis? Cam gravă problema. Mie câteodată vine să râd. Păi și tu zici, vine să râd, că știi de ce? Pentru că rămân așa, șocată ce scoate din gură. Da. Vai. Papi, dacă vezi vlogul ăsta, zi-ne unde ești, că Marița e supărată foc pe tine. Nu cred că vrea să mai vii acasă. Vrei să mai vin acasă? Păi să vine acasă, dar să nu mai vorbească ce a scos din gură, că mă scoate pe mine afară din casă. Și să nu vină cu, să mă pomenesc că aduce pe aia în casă peste mine. Cine Doamne ferește. Așa au zis și prietenii. Știi? Dar nu-i frumos din partea lui. Până la urmă îi fac judecată. De ce? Stau să mănânc amarul cu el. Mănânc viața cu el. Îi facem judecată, prieteni, și cu asta basta. O să vin mai târziu să povestesc și lui bunicuța Zâna toate situațiile, o să vin să vedem ce facem, să ne strângem cu toții, să-i facem judecată, că nu se poate, dragi prieteni. Da, prieteni, nu știu ce o să facem, dar vedem, va rămâne să facem judecată cu papii și cu mai mulți țigani. Da. Bine, Marițu, eu te las că trebuie să strâng lucrurile și... Am văzut că fac un vlog, dar nu mai am timp, trebuie să strâng. Ca să ajung și eu acasă, că e Florin singur acasă. Pa, bine, am revenit cu bunicuța, cum v-am zis, de acolo de la Marița. Am revenit ieri, nu mai am putut să fac filmuleț. Am venit acasă, m-am pus în pat, vreau să mai fac cu bunicuța, dar nu mai am putut, prieteni. M-am pus în pat și direct somn, nu mai putui, că eram... Tipă, vă salutăm, dragi prieteni! Mi-a făcut bunicuța, bine, uitați. Ne-am întâlnit. Mi-a făcut bunicuța la canalul de YouTube. Un ceai. Bunicuța Zâna. Mi-a zis bunicuța că e bun la tuse. Un ceai de cimbru. Leacuri băbește, cum era de mult, așa făceam.
Șufăi de ceapă la gripă și cu coajă de nucă pentru tusă. Acum am făcut ceai de cimbru și cu mere de albine. Aia să ia tusa, tot te curăță tusa. Că gripa foarte rea, exact ca COVID-ul, mai rău ca COVID-ul. Mai rău. Uite, nu mai pot, doamne. Și așa am fost și am vorbit o țără cu Marița, dar a intrat ea prea în panică, a intrat așa repede. Să dusă și el, de ca oamenii, să se plimbă, să găsească și el o marfă, să câștigă și el ceva. Păi și dacă e că vreo una, ce facem, bunicuț? Mai găsește, mai vede pe ea și vine acasă, ce să faci? Crezi că nu mai vine acasă, s-a dus de tot? De intra așa Marița în panică. Nu știu. Măi, dă-l naiba, dar dacă rea umbla, papi nu se băga așa în panică, cum s-a băgat ea. Și nu mai are stâmpă. Dar vine, vine de venit. Că ăsta nu e om să lasă casa și copilul și să pleacă de acasă. Din casa lui, din averea lui. Că are și el o țără casă, are și el o țără avere. Nu există să pleacă. Păi dacă... zi, două, trei, patru. Păi dar nu dădu niciun telefon, nimica. Lasă, poate nu mai are și el baterie. Tu ești de partea lui, bunicuțu, a? Dar nu-i nepotul meu. Păi nepotul meu. Da, suntem neamuri. Păi cu toată strehaia sunt neam. Am neam bun, vițos, de-al gros. Ca lumea. Dar prea să-mi panichează Marița așa. Vezi că cu lingura asta acum să nu mai faci cafeaua, că... Acum nu mai băga și tu toate lingurile mele de la cafea acolo. Că dacă iau gripa asta pe mine, mă vezi lată și moartă. Lasă-te. Mor și nu mai trăiesc mult. Doamne ferește, nu... Ales că mă doare picioarele, mă doare osul ăsta de tot, nu-mi văzuși că nu mai pot să umblu. Moșul-i cerminat, nu vezi? Cu gripa asta care a adus răs în casă, m-am ferit de 3 luni, de 2 luni de gripa asta. N-am ce să și vă până fac. Nu picară toți din casă, nu vă lăsarăs. N-am ce să vă fac. Da, tot pe o parte, bunica ta Florica pe o parte, Denisa pe o parte, bunicul tău pe o parte. Uite, eu beau acum ceai. Mama ta pe o parte. Eu trebuie să beau ceai, eu să-și plec prin oraș acum pe jos. Nu mai pleca tu prin oraș, că fricul ăsta îți face păi și rău. Cu cine să mă duc? Unde? În oraș. N-ai cu cine. Bă, trebuie. Ce duci? Stai la căldură. Nu. De-aia m-am sculat de la ora 7 și am făcut focul ăla. Mă duc să-mi cumpăr sirop de tuse. Mi-a trimis mama poză unde a avut și ea, că și ea a avut gripa, știi? Mă, ta. Și a luat sirop din ăsta. Mă, mă duc acum să-mi cumpăr. Ai și mămică? Păi cum n-am? Lasă că da, prieteni, și făcurăm și noi vlogul ăsta, nu mai am putut ieri să filmez, că am venit acasă și m-am pus direct în pat, somn. M-am pus la somn până la ora 6. Nu mai s-a sculat. Nu mai m-am sculat. Nici nu mai s-a sculat să mănâncă, dragi prieteni. Unde a fost el? Da. Mai s-a întâlnit am zis că l-a fost primul și ultimul târg al meu. Nu mai te duci. Niciodată în viață. Băi, domnule, bă, cum vrei tu să faci un ban, să câștigi un ban? Păi nu, că văzui ieri cum de aici, de pe scaun, de aici, de la masă. Că te cer să mănânci bine, nu mănânci orice. Nu mănânci varză prăjită, călită, cum mănânc eu. Păi cum să mai mănânc acum varză? Ai ce băga de vină, că tu și așa cum. Dar până acum ce făceai? Ia uite. Cum vrei să zici că nu mâncam varză eu? Păi mâncai, dar mai mănâncă șacul, lasă că nu-i nimic, nu streci. Păi ce să-ți fac? Bea tratamentul, bea ceaiurile care ți le dau și să vezi cum te limpezești. Așa se face, așa mai sunt leacuri, băbești. Mai bem și leacuri, băbești. Mai... Ba nu, că chiar aseară când am băut ceai din ăsta, nu mai mi-a fost chiar așa e, de... Păi vezi, e foarte bun cu mere de albini. Da. Da. Mi-a spus și mie cineva, babă mai întoragă, mai bătrână ca mine. Făi ceai de cimbru și mi-e bagă mere de stup. Deni, dă mai întâi volumul. Da. Uite, și o gripă, nenorocire la noi în casă. Nenorocire, nenorocire. E foarte rea, e foarte grea. Da, prieten, cam atât a fost și cu acest clipuleț. Hai, vă clipuleț. Salutăm tot neamul din România și din țară. Să nu uitați să vă abonați și vă las cu clipul. Vă pupăm, vă pupăm. Să vedeți că am ajutat-o și eu puțin pe Mariță acolo, da. La strâns. Pa, 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 pa. La revedere.